venit! Doamnelor și domnilor, eu sunt dragul noastră preferat, iar astăzi facem episodul cu numărul 67 din Trending Review, doar aici pe protvplus.ro. Cum să începem noi mai bine un Trending Review, așa ca la carte, dacă nu vorbim despre Elon Musk? Da, îl știți pe acest miliardar excentric, CEO al Tesla, al SpaceX și care, de curând, a găzduit SNL-ul, adică Saturday Night Live-ul din America. El a reușit să intre în timp record, da? În topul celor mai bogate persoane, dacă îl putem considera persoană, pentru că multă lume spune că ar fi robot, celor mai bogate persoane din lume, de pe pământ cel puțin, pentru că, na, dacă ajunge rapid pe Marte, o să fie cea mai bogată persoană de pe Marte, asta clar. Dar el este în top, împreună cu Jeff Bezos, despre care am vorbit, Mark, despre care am vorbit în Trending Review-urile trecute, chiar și Bill Gates, desigur, chiar și după divorț, în continuare, mai are bani, nu? Nu știu dacă s-au împărțit averile așa jumătate, dar eu cred că Bill Gates încă stă bine. Dar oricum ar fi, Elon Musk se află printre ei. Ei bine, acest titan de om a mărturisit în cadrul show-ului pe care l-a găzduit faptul că, în ciuda succesului răsunător de care are parte, el se luptă de când este mic cu sindromul Asperger. O formă ușoară de autism ce are ca simptome comportamentul repetitiv, vorbirea întârziată, incapacitatea de a te pune în pielea altor persoane, lucruri pe care le fac și roboții într-un fel sau altul, vedeți? Sunt niște similarități între teoriile cum că Elon Musk ar fi robot. În fine, măcar acum avem o explicație la întrebarea de ce vorbește Elon așa ciudat. Ei, bine, sindromul ar trebui să explice totul. Acum, desigur că alți oameni, mulți alți oameni, după această declarație a lui Elon Musk, s-au găsit să fie cârcotați și să pună bazele succesului lui Elon Musk pe seama sindromului ăsta de care am auzit acum. Cum că, na, logic, Elon Musk este atât de productiv datorită acestui sindrom care îi permite să facă lucrurile repetitiv într-un mod constant și să stea acolo focusat la ce are de făcut în fiecare zi fără să se plictisească. Cum că, na, acest sindrom l-ar face pe Elon Musk într-un fel sau altul inuman, astfel încât îi permite această tulburare să fie inuman și în rezultate. Na, eu unul nu aș miza pe această teorie, eu unul mai degrabă aș spune că acest om, dacă este om, într-adevăr, pur și simplu a învățat mult la viața lui și a știut unde să-și pună banii atunci când a trebuit să ia decizia asta. Pentru că dacă ne amintim noi bine, înainte de Tesla, înainte de SpaceX, înainte de orice vreți voi, primul lui hit, să zic așa, a fost PayPal-ul. O chestie pe care mulți, în continuare noi, o folosim și din care a luat sute de milioane de dolari pe care la rândul lui i-a băgat în alte companii, dar a riscat foarte mult și dacă ne amintim noi și mai bine, Tesla a fost la limită să intre în insolvență, să fie falimentar și într-un fel sau altul să o piardă. Deci, na, eu zic că acest sindrom sigur și-a pus amprenta pe viața lui Elon Musk, dar nu cred că a funcționat pe post de ajutor, ci cred pur și simplu că a devenit parte din viața lui și a învățat să lucreze cu ce are, iar în momentul de față să fie efectiv în topul celor mai bogați oameni de pe pământ, iar în viitor, cel mai probabil fiind cel mai bogat om de pe Marte, asta cu siguranță. Dar în fine, lăsând teoria deoparte, uite aici niște imagini cu Elon Musk din sketch-urile în care a și jucat în cadrul show-ului pe care l-a găzduit. Imagini în care, na, se vede clar că e un personaj din Mario, și anume Wario, sau îl putem vedea pe Elon în varianta lui de doctor. Nu o să mai exact, cred că e doctor, pur și simplu are o barbă, deci pare doctor. Nu-mi dau seama neapărat care dintre
ele e preferată de public, dar toate sunt amuzante și mi se pare foarte mișto că el reușește într-adevăr să fie un Iron Man în carne și oase, adică nu numai că are foarte mulți bani, ci se și distrează cumva cu ei într-un mod mișto, adică pe lângă faptul că joacă în chestiuțe de genul ăsta și joacă destul de ciudățel în continuare, na? Da, joacă și își permite luxul de a-și pune imaginea pe treburi de genul ăsta fără să aibă așa o frică de habar n-am de ce ar putea să spună lumea despre el. El mai face și lucruri foarte mișto cu banii pe care îi are. Face și lucruri benefice umanității, să zic așa. Chiar ca să încheiem această știre legată de Elon Musk cu un moment de suflet, domnule, hai să vă arăt cum i-a mulțumit Elon, mamei sale, pe care a invitat-o în cadrul acestui show găzduit de el, pentru a-i mulțumi. A-i mulțumi că a fost acolo lângă el de fiecare dată când a avut nevoie. Uite. I love you very much. I love you too, mom. Am o întrebare pentru voi. Ați văzut voi vreodată o stewardeză, da, acele doamne, ospătărițe ale aerului, cum le mai spunem noi, acele doamne foarte bine îmbrăcate la țiplă. Ați văzut voi vreodată o doamnă de genul ăla cu părul nefăcut sau cu hainele pătate sau cu manicura poate nefăcută? Ați văzut voi vreodată așa ceva? E bine, dacă răspunsul tău a fost da, na, cel mai probabil acea persoană în cauză a fost deja dată afară din cadrul companiei de zbor. Stewardezele sunt obligate, deci au reguli stricte legate de ținută. Și nu este doar un mof sau o chestie de asta, ele cu nasul pe sus frumos pe acolo se plimbe printre noi. Ele chiar sunt, prin contract să zic așa, nevoite să se îmbrace într-un anumit fel, să aibă freza într-un anumit fel și să arate și să inspire, da, și să expire, un aer din un anumit fel. Cum să vă spun eu vouă? Ele trebuie să fie țiplă la 3AC, sau 2AC, la câte AC trebuie să fie, cap-coadă, de la primul fir de păr până la ultimul, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Ele au acest task de a ne servi, de a fi ospătărițe, dar acest task reprezintă o mică porțiune din ce sunt ele de fapt antrenate să facă în momentul în care, spre exemplu, avionul pățește ceva, abarăm, lovește un munte. Nu mă întrebați cum, dar lovește un munte și toți suntem pe acolo picați, asta în cazul în care nu explodează avionul, da? Suntem picați pe acolo pe un munte frumos, împrăștiați, ele sunt antrenate să ne asigure absolut tot ce avem nevoie, inclusiv să ne protejeze, nu cred că se bat neapărat cu lupii și cu urși de pe acolo, dar ele sunt antrenate să reziste în condiții extreme. Un alt lucru mișto pe care știu ele să-l facă, spre exemplu, este să stingă un foc, să oprească un incendiu. Un alt lucru mișto pe care știu ele să-l facă și chestia asta chiar m-a impresionat, este să dea naștere și nu să nască ele, ok, adică nu s-a trate să nască ele la bordul avionului, ci să ajute pe cineva de la bordul avionului, pe un pasager, să nască în cazul în care acesta are nevoie. Na, știi și voi, na, te apucă la un moment dat, na, trebuie să naști fix atunci, probabil și tu te întrebări fix acum, da, uite, fix acum, și ele sunt acolo să te ajute. Nu mă întrebați exact procesul, pentru că nu pot să spun că îl știu pe de rost, dar ce știu sigur este că un astfel de ajutor este bine primit, mai ales atunci când a doua variantă pe care o aveți, desigur, este să vă luați o parașută și să săriți din avion. Iar chestia care i-a pus capac titlului ăsta de stewardeză, despre care eu nu știam foarte mult, despre care eu chiar credeam că sunt niște doamne, na, frumos îmbrăcate, îți oferă niște alune și cam atât, ele... Știți ce fac de fapt atunci când urcați la bordul avionului și știți că ele stau acolo, frumos, zâmbesc, bună ziua, intrați, vă rog, mă. Așa? Știți ce fac ele de fapt când stau acolo? Ei bine, ele te verifică nu că ai fi tu frumos sau ceva, ești, da, nu despre asta este vorba, ele te verifică dacă... cumva, prin întâmplare, deci din întâmplare ai face trafic cu persoane,
desigur. Cum adică? Ei bine, deseori se întâmplă, e un lucru comun, aparent, învățăm lucruri noi în fiecare zi, e un lucru comun să se facă trafic cu persoane cu ajutorul transportului în comun, cu avioanele, na, peste graniță, pentru că, na, e affordable, este la îndemâna celor care fac treaba asta, e mai ieftin, să zic așa, iar ele sunt puse acolo să scaneze vizual persoanele și să le observe comportamentul. De exemplu, dacă ele văd un cuplu de oameni care se ceartă sau un cuplu de oameni dintre care o persoană pare așa mai retrasă și mai speriată și care dă semne că ar fi răpită, ele anunță mai departe treaba asta și avionul nu pleacă până când persoanele aia nu sunt verificate, da? Cap-coadă, inclusiv bagajele care au mai fost verificate, dar li se verifică din nou și sunt verificate și legăturile posibile dintre cele persoane, de exemplu, dacă una e din Mexic și alta e din Elveția, sunt întrebate totuși cum au intrat în contact și de unde până unde Elveția, Mexic, înțelege voi ce vreau să zic. În fine, subiectul în sine nu este amuzant, să zic așa, că na, e o chestie serioasă, dar faptul că stewardezele fac treaba asta fără ca tu să știi măcar, mi se pare interesant și acum că stau să mă gândesc oare de câte ori i s-a părut unei stewardeze că aș fi răpit pe cineva. Nu cred, dar mă gândesc oare cum ar trebui să mă comport. Că tot vorbeam despre surprize, o femeie din Germania, tocmai ce a fost surprinsă de către poliția de frontieră cu o grenadă în poșeta ei. Da, știrea sună interesant deja, știu, doar că nu cred că vă dați seama cât de interesantă poate să devină. De fapt, acea grenadă era de cauciuc. Exact, asta mă gândesc. De ce totuși ar fi avut o grenadă de cauciuc la ea, doamna respectivă? Cum să vă zic eu vouă? Lângă acea grenadă de cauciuc, doamna a ținut să le specifice polițiștilor că există și un gel lubrifiant. Iar din vorbă în vorbă, desigur, au ajuns la un punct comun și au înțeles cu toții că ea, doamna respectivă, avea acea grenadă de cauciuc pe post de jucărie sexuală. Exact. Senzația o fi fost explozivă, nu-mi dau seama. Ideea este simplă. Doamna, într-un final, le-a explicat polițiștilor că, de fapt, grenada este o jucărie sexuală, iar aceștia... Na, au crezut în momentul în care au văzut și gelul lubrifiant. Na, o întrebare a mea este asta. Dacă doamna respectivă ar fi avut, să zicem, un pistol sau o pușcă, da, tot de cauciuc, chiar și cu un lubrifiant lângă, o credeați? Adică, dacă vă spunea, asta e jucăria mea sexuală, ați fi crezut-o? Nu știu, zic și eu, întreb. Adică, uite cum arăta grenada, vă dați și voi seama... Eu și-o puțin nu-mi dau seama cum și ce, dar știrea era destul de interesantă ca să vă o prezint, era explozivă, nu? Te-ai gândit vreodată în viața ta cum este să ai o insula ta privată și să stai toată ziua cu burta la soare și să mai fii și plătit pentru treaba asta? Eu cred că da. Eu cred că de multe ori am visat cu toții treaba asta, iar de curând o familie înstărită din America a postat un anunț pe internet în care ne spun foarte frumos că își doresc să angajeze pe cineva, și mai exact un cuplu de oameni, să stea la ei pe insulă. Efectiv, să stea la ei pe insulă și să aibă grijă de chestia astea casnice de pe acolo, să arunce un gunoi, să șteargă un praf și mai departe. Iar în schimb, acel cuplu, da, va avea un salariu de 90.000 de lire sterline, plus acces la absolut totul de pe insula aia. Saune, plaje, piscine, absolut tot ce-ți imaginezi tu, ai acces, mai primești și bani pe lângă treaba asta și tot ce trebuie să faci este efectiv să arunci gunoi din când în când, să mai ștergi praful și practic orice faci la tine acasă, doar că pe mulți bani și într-un mediu exotic. Eu unul spun că este un deal foarte, foarte bun, așa că eu îți propun să faci jos de un prieten, o prieten, ce vrei tu, eu o să iau pe Tesi, care doarme aici liniștit, ea e cu gândul la plajă deja,
Eu o să iau pe taxi și o să-mi încerc noroc. O să mă duc acolo la acea coadă probabil imensă de oameni care stau și așteaptă acolo în vânt și ploaie să poată să dea interviul, să zic așa, pentru jobul respectiv. Și na, eu zic, îți propun și tine să faci treaba asta, pentru că e o oportunitate unică în viață, îți zic eu, îți promit. Dar să spunem, cu părere de rău, că nu reușești nici tu, nici eu, să luăm acest job. Am o soluție pentru tine. Ok, în continuare îți dorești să mergi la plajă și să stai cu burta la soare, doar că nu prea știi unde. Ei bine, am să îți spun eu unde ar trebui să mergi, sau unde cel puțin merg foarte mulți dintre românii noștri în 2021. Conform unui studiu, 54% dintre români își doresc să călătorească vara asta în Europa, iar 45% dintre ei optează pentru România. Ok, acum știm decizia publicului, dar hai să zicem că noi nu vrem să urmăm turma, domnule. Noi vrem să fim unici și speciali. Vrem să ne facem vacanțele în niște zone în care avem poate chiar șansa să ne întâlnim cu vedete internaționale pe care le-am văzut într-una în reviste, doar că nu și în realitate. Dacă vrei să te întâlnești cu Michael Douglas, da, poți să mergi în Mallorca, în Spania, și să dai peste el chiar acolo în vara asta, aparent el având deseori această locație ca locație de vacanță în fiecare vară. Sau poate că vrei să te întâlnești cu Jay-Z și Beyoncé, acest cuplu titanic din industria muzicală. Ei bine, dacă vrei să îi vezi, poți să te duci în momentul acesta în Saint-Tropez, Franța, și să îi întâlnești. Aparent își fac deseori vacanțele pe acolo și nu numai în timpul verii, ci și în timpul anului în general. Îi găsești pe acolo, aparent. Nu mă întrebați, nu știu ce au cu locul ăla, dar sunt acolo. Iar în cazul în care, na, vrei să-l găsești pe George Clooney sau Arnold Schwarzenegger, ori chiar Sylvester Stallone, despre care am mai vorbit în training review-urile astea de foarte multe ori, e bine, lacul Como este destinația unde vrei tu să ajungi. Deci ce mai stai? Du-te în momentul ăsta și fă o rezervare la una dintre locațiile astea ca să ai șansa să-i întâlnești pe idolii tăi sau idolii noștri, punem la comun. În momentul în care găsești pe cineva, să mă suni, să-mi spui, pentru că eu am să-ți dau indicații exacte ce ai de făcut. Mai țineți minte pozarea aia cu, nu e neapărat o vedetă gen actor, dar mai țineți minte poza aia cu Mark din training review trecut în care era plin de cremă de soare pe față și arăta amuzant. Ei bine, toate chestiile astea sunt făcute în vacanțele lor, deci aveți șansa să faceți și voi fotografiile voastre amuzante cu vedete internaționale. Nu pierdeți ocazia. Mă simt că vreau să vă vând o vacanță în momentul ăsta. Iar ca să încheiem în forță acest training review, așa cum îmi place mie, haideți să vă încânt cu un premiu, cu o medalie de aur câștigată de Naționala României la robotică în Rusia zilele trecute. Poate că nu avem cea mai de succes național la fotbal, dar la robotică rupem tot, iar zilele trecute i-am rupt pe ruși în propria lor țară, câștigând medalia de aur. Aceasta este echipa naționalei noastre, iar aceștia sunt roboții care au participat la concurs. Scopul lor este puțin mai complicat de explicat. Acești roboții au ca scop să întreprindă tot felul de task-uri complexe, cum ar fi să arunce diverse covrinci la țintă. Dar pentru că este mai greu de explicat pe gură treaba asta, am să vă arăt o demonstrație de forță a roboțeilor noștri în cadrul emisiunii I Like IT de pe Pro TV. Uite! Și asta a fost training review-ul de astăzi cu numărul 67. Eu am fost dragi noastră preferat. Felicitări încă o dată echipei naționale de robotică pentru succesul obținut. Felicitări! Iar noi ne revedem ca de obicei vineri la viitor la ora 11, tot aici pe ProTV+.ro. V-am pupat! Mua!